În campanie electorală, niște persoane și-au permis să facă o glumă de prost gust și au pus la vânzare patinoarul pe OLX. Bineînțeles că era o glumă de prost gust și la prima raportare administratorii site-ului respectiv au și anulat anunțul respectiv. Noi am spus că lucram la deschiderea patinoarului. Cei care doresc dintre dumneavoastră pot merge să vadă care este stadiul. Noi suntem hotărâți ca sâmbătă la ora 11 să deschidem patinoarul. Vreau să vă spun că ieri se lucra la stratul de gheață, la igienizare. Exista o datorie istorică la energia electrică. Am făcut o eșalonare pe un termen de 6 luni de zile, s-a dat drumul la energie electrică. La vestiare este deja cald și vreau să invităm toți brăilenii, pentru că tariful va rămâne același, să dăm patinoarului utilitatea pe care ne-am dorit-o cu toți atunci când făceam comparație că la Galați există patinoar și la Brăila ne trebuie un patinoar. Iată că o să-l deschidem sâmbătă la ora 11. Cum spuneați, când vorbeam de patinoar, despre o implicare la nivelul financiar a CJ de anul viitor. Da, anul viitor va participa și Consiliul Județean la finanțarea patinoarului, deoarece cheltuielile sunt mai mari decât încasările. Și ați discutat? Da, am discutat cu domnul Chiriac și este de acord. A vorbit și cu consilierii județeni? Nu, dar sunt ferm convins că toți vor fi de acord. Aici nu e vorba de patinoarul primarului sau al președintelui Consiliului Județean. Este vorba de patinoarul orașului Brăila. Da, știți, aveți o estimare, de exemplu, cam cât e scutați în colocvial gaura la patinoare? Da, de peste 1 miliard pe an. De lei vechi. Da.